Promisiunea zilei cu Costel Grămadă. Un gând din cuvânt. Promisiunea zilei pentru tine. Astăzi din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, cu versetul 33, unde citim cuvintele Domnului Iisus Hristos: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Biruind, Domnul Iisus Hristos ne-a dat și nouă biruința asupra păcatului și a condamnării care apasă asupra noastră. Credința în jertfa ispășitoare a lui Iisus Hristos, Domnul nostru, ne face efectiv să învingem păcatul și condamnarea legată de el, după cum ne spune Apostolul Pavel în Romani 8:1. Acum, deci, nu este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Biruind, el ne dă victoria asupra dușmanului nostru, diavolul, și asupra lucrărilor lui. Nimic nu a fost lăsat neterminat, niciun dușman nu mai rămâne viu de pe câmpul de luptă de la Golgota. Victoria câștigată de Domnul Iisus Hristos atinge întreaga împărăție a Întunericului, toate duhurile rele, absolut totul. Când ne uităm la cruce, Duhul Sfânt ne dezvăluie sensul spiritual al rănilor Domnului nostru, al patimilor lui, al neliniștii și luptei sale pentru a zdrobi capul șarpelui. Domnul Iisus ne face să înțelegem ce înseamnă cuvintele "s-a isprăvit", și anume strigătul victorios prin care el spune: gata, s-a îndeplinit, iar noi să spunem glorie lui. Biruind, Domnul Iisus Hristos ne dezvăluie că tot ce privește păcatul în noi și în jurul nostru, el a luat asupra sa. Firea pământească sau carnea, cu dorințele și poftele ei, ereditatea păcătoasă și amprentele lumii, primite chiar inconștient, au fost crucificate cu el. Învingătorul divin, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, face copiilor și moștenitorilor săi darul victoriei asupra acestor lucruri. Noi trebuie doar să știm să-l primim cu toată simplitatea credinței. Stimați ascultători, Domnul Iisus a purtat pe cruce îngrijorările și neputințele noastre, ca noi să nu mai fim împovărați. Când poveri grele ar vrea să ne copleșească, să ne aducem aminte de cuvintele Lui, prin care ne spune să îndrăznim, că Cel a câștigat victoria și ne-o dă și nouă. De aceea ar trebui să spunem și noi: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă victoria prin Domnul Iisus Hristos. În lume ne vom confrunta cu greutăți și cu tot felul de circumstanțe care ne răpesc liniștea și pacea. Vom fi ispitiți în firea pământească de tot felul de pofte, dar să știm că suntem mai mult decât biruitori, dacă vom trăi în victoria de la Golgota. Să credem că biruința prin jertfa de pe crucea de la Golgota ne eliberează de tot ce poate vătăma viața noastră spirituală. Această victorie este absolută, este încă prezentă și eficace, iar noi prin credință dobândim acest dar pe care ne-l oferă Dumnezeu. Așadar, să îndrăznim împreună cu Domnul Hristos să trăim o viață victorioasă în mijlocul acestei lumi cu multe greutăți. Domnul ne-a asigurat victoria, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze!